Tradiție tâmpită. Dacă părinții tăi n-au discutat cu tine, părinții părinților n-au discutat și așa mai departe, încep să crezi că asta e tradiția. Și nu-ți dai seama de... Tradiția e inerție, nu? Da, niște... e o lene intelectuală cumplită și... Bine, o bună parte din oameni... din... Deci tu ai mulți copii care fac copii. Și atunci e foarte greu să ceri unui copil care a făcut un copil să aibă tipul ăsta de disciplină mentală și să poată să înțeleagă un proces destul de complex. Și, na, hai să spunem, deci eu am 28 de ani și fiii mei are 13. Eu nu sunt deloc matură la 28 de ani. Habar n-am pe ce lume trăiesc oricum. Cum pot eu să explic fiicei mele de 13 ani ce ar trebui să facă și mai departe? Dar ești aproape de ea, îi dai de mâncare, îi dai... Nu, sunt mulți părinți care nu prea funcționează deloc ca părinți în zonele de ghetto. Mai degrabă bunicii funcționează ca părinți. Partea asta de... eu nu știu ce termen să folosesc, familie tradițională, nu prea există. Prin zonele foarte sărace, tu nu mai ai tipul ăla de familie funcțională. Familiile sunt profund disfuncționale. Gândește cât de mulți copii rămân cu bunici încă părinții lor se duc la muncă în străinătate. E total ilogic. Deci tu crezi că faci mai mult bine copilului tău părăsindu-l și trimițându-i bomboane din Spania, iar statul se comportă aberant. Nu știu ce... Adică rămâne totuși la nivelul, să înțeleg, la nivelul acesta al sălbăticiei relația. Faci un copil și într-un fel îl abandonezi. Bine nu știu de el. N-am știut de ce l-am făcut și... Da, e un dar nu un abandon explicit. E un abandon implicit. Asta ce s-a întâmplat cu Rebecca. Deci noi facem... Acum putem, din cauza multor voluntari care ne ajută, facem niște controle foarte bune medicale copiilor. Controle pe care altfel ei nu și le-ar permite niciodată. Și am descoperit că una dintre puștoaice avea o gaură în inimă. Și că practic moare. Și am, cu mult ajutor de la o mulțime de lume, am reușit să operăm. Deci a venit cea mai bună echipă din Italia, i-au scos inima, i-au pus o inimă artificială, i-au cusut inima la loc și au restartat inima. După aceea a fost o doamnă tot așa senzațională care ne-a lăsat să folosim cea mai bună clinică de recuperare din București să se recupereze acolo. E, maică-sa nu știa nici măcar să ducă, deci nu putea să se ducă la clinică, încă nu știa să folosească mijloacele de transport în comun. Se văita toată ziua că e prea departe. Fisa... N-avea nicio legătură, deci, da, comparația între maică mea și maică sa nu exista. Și maică mea pentru ea e, deci nu cred că și-ar fi putut imagina să mă părăsească bolnav într-un loc. Ar fi fost inimaginabil pentru ea, cred că ai dormit în fața ușii, ai făcut orice să... Dar cum te desparți, de fapt, de copilul tău? Păi... Mă abandon, nu știu cum se... Asta e, din nou, copii care fac copii. Deci nu sunt îndeajuns de maturi când fac copii și nu există, nu se creează relația emoțională care o creezi ca adult, când ai responsabilitate.